Bine v-am regăsit, dragi prieteni. Săptămâna politică astăzi a căzut în zi de Sfântul Nicolae. Drept urmare, m-am gândit să vă aduc și eu un dar politic eventual. Am adus-o pe doamna Steluța Cătăniciu, deputată PNL în platou. O să o luăm la întrebări așa puțin la ceas de seară. Sărut mâna, doamna Cătăniciu. Mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună seara și eu vă mulțumesc pentru invitație. E Sfântul Nicolae și, mă rog, ar trebui să intrăm, probabil, începând din această zi de 6 decembrie, într-un spațiu, într-un teritoriu al liniștei, al păcii, al consensului sau a armoniei mai curând. E un teritoriu pe care pășesc foarte greu politicienii în România, doamna Cătăniciu. Pacea, liniștea, calmul, interesul ăla național la care ar trebui să tragă, nu știu, 10 perechi de, era să zic, de boi. Nu știu, toate perechile de nu politicieni. Ziceați rău. Să, nu ziceam rău, da. Mă mai scap din când în când și spun pe nume. Ar trebui să tragă la jugurile astea interesului național toți politicienii din România. Din nefericire nu se întâmplă lucrul acesta. Politica în România a ajuns în ultimii ani de zile ce a ajuns să facă presa mondenă. Adică e plin de vedete și în spațiul politic, însă vedete lipsite de conținut, vedete care dacă le iei la scuturat puțin, nu prea cad roade de pe ele, așa cum nu cad nici de pe vedetele alea pe care le prezintă în fiecare zi la televizor și în presa scrisă. Mă rog, modelele acelea de existență socială de la Capatus, de la un show păcătos de pildă. Nu trec politicieni pe acolo, au ajuns să treacă și politicieni pe acolo. E loc sau pentru politicieni. Sau foști politicieni. Spun că nu... Sau de ce nu viitori politicieni? Și viitori, păi cum să nu? Vai de mine. La emisiunea aia te poți lansa foarte ușor. Te poți lansa. Notorietatea, până la urmă, e mai importantă decât competența în România, așa se pare. Vreau să discutăm de teritoriul ăsta al păcii, al interesului național. Dar plecând de la ce citeam ieri din declarațiile președintelui Traian Băsescu, care vorbea despre Victor Ponta că este un corupt incredibil, Victor Ponta spunând același lucru despre Traian Băsescu, Traian Băsescu spunând că îi se aduc injurii măcar de 10 ori pe zi de către Victor Ponta, deci cu orice prilej... Da, săracul, sigur că da. E plin de pete, așa cum, de cum se aruncă în domnia sa. Când putem ieși, nu știu, din mecanismul ăsta? Vă întreb pentru că sunteți la primul mandat de parlamentar. Aveți o activitate politică în spate bogată, de consilier județean, de consilier local. Și acolo lucrurile, nu știu, nu erau tocmai în termenii cei mai fericiți, cei mai eleganți ca dialog. Cum arată politica românească privită prin ochii unui deputat la primul mandat? Mizerabil. Cred că asta este cuvântul care poate să definească la această oră politica românească. Și nu cred că spun un cuvânt, nu este un cuvânt greu. Este, din punctul meu de vedere, cuvântul care definește la această oră modul în care se comportă politicienii unii față de alții și implicit față de români și față de țara lor. Pentru că, nu vă supărați, aud de nenumărate ori dând vina unii pe ceilalți, cei din politică, pentru neintrarea României în spațiul Schengen, pentru ratarea intrării în spațiul Schengen. Ba că l-a ratat guvernul Boc, ba că acum ratează guvernul Ponta. Păi eu mă întreb, dacă noi românii ne facem atâta rău unii altora, ce pot să creadă străinii despre noi? Când președintele țării, primul om în stat, iese și spune despre premierul României că este corupt. Când premierul României nu-i rămâne dator și spune același lucru despre președinte. Când noi ne facem corupți unii pe ceilalți. Da. Poate suntem, dar dacă suntem, eu mă întreb, de ce nu avem curajul atunci când știm că un om care face politică este corupt? De ce nu avem curajul să mergem să facem o plângere penală la instituțiile statului? Ne mai mirăm că ne privesc cei din afară așa cum ne privesc?
că suntem corupți. Păi noi ne facem unii pe ceilalți corupți. Am ajuns de dragul unor voturi sau gândindu-ne că am putea obține niște voturi în plus, făcându-l pe cel de lângă noi sau, mă rog, din alt partid, făcându-l corupt, am ajuns să ne batem joc de țara noastră. Știți că tot vorbim, domnul Cristea, de un proiect de țară. Păi eu cred că, în primul rând, singurul proiect de țară pentru Cătălniciu, pe care poate să o scrie, nu știu, un literat eventual. Poate fi o frază. Noi nu mai așteptăm ca politicienii să scrie proiectul ăsta de țară. Domnul Criste, poate fi un crez. Să punem țara pe primul loc. Dacă nu avem în suflet și în minte acest crez și acest ideal, putem să scriem proiecte de țară câte dorim. Dar, tomuri întregi de cărți care să cuprindă astfel de proiecte. Ar trebui să-l credem pe Traian Băsescu, la fel ar trebui să-l credem și pe Victor Ponta atunci când unul spre altul, privind, își spun tu ești corupt, ba tu ești corupt? Adică suntem în situația în care românii nu mai știu pe cine să creadă, adică să-i credem pe amândoi, să-l credem doar pe unul. Cum să vă spun, eu sunt de profesie avocat. Profesia mea la bază este avocat. Pentru mine există acea prezumție de nevinovăție. Eu nu pot să cred că un om este corupt decât în momentul în care o instituție a statului, respectiv o instanță judecătorească, îl condamnă irevocabil pe acel om. Sau cel puțin să existe niște suspiciuni, omul respectiv să fie cercetat, să existe o plângere împotriva lui. Așa, sigur că auzim. La noi în Cluj au fost nenumărate bârfe și nenumărate... Păi Traian Băsescu spune... Aproape de ce... fabulații cu privire la unii oameni politici, ce... care până la urmă s-au concretizat ce... în trimiteri în judecată. Opozanții lui nu fac o plângere penală. Exact ce spuneți, de ce nu se sesizează un procuror să se ocupe de povestea proprietății Ioanei Băsescu, de exemplu, și nu să inventeze o comisie, spune Traian Băsescu, care să se ocupe de problema de familia președintelui Băsescu. Nu așa ar trebui să se opereze? Adică e musai să înființezi comisii sau să faci o sesizare, nu știu, la parchet și să spui, uite, avem suspiciunea de ceva putre de acolo. Păi comisia respectivă nu s-a constituit în vederea verificării modului în care Ioana Băsescu a cumpărat acele 300 de hectare. S-a constituit pentru a vedea dacă o instituție a statului, respectiv CEC-ul, fostul CEC, Eximbank-ul, dacă acea instituție a statului a respectat procedura de acordare a unui astfel de credit. Pentru că, fie-mi iertat, nu cred că orice persoană în țara asta poate să obțină un credit așa cum a fost obținut de către fica președintelui. Acesta este motivul pentru care s-a constituit acea comisie parlamentară. Sunt majoritatea dintre ei, sunt colegi juriști, avocați, economiști, oameni cu experiență. Eu sper să fie și de bună și cred că sunt de bună credință. Bun, dar lucrul ăsta se întâmplă, cum să zic eu, pe fondul unei realități românești care devine sau e deja super îngreuiată, nefuncțională, însă atâtea restanțe încă de făcut în țara asta și noi inventăm o comisie să ocupe de o problemă a cecului. Sunt de acord dacă ceva nu s-a făcut conform la cec, cei de acolo să plătească. Însă cred că deputații aceia, nu știu, încerc să vă imaginez într-o asemenea comisie, dacă nu cumva vi s-ar părea ca să fii cumva, cum să zic eu, deviată de la sau manipulată de la problemele fundamentale pe care ar trebui să le aveți acolo. Nu știu, nu te simți așa folosit cumva? Nu știu, n-am fost niciodată folosită, nu m-am simțit niciodată folosită, mă rog, sau manipulată nici în Consiliul Județean, nici în Consiliul Local. Întotdeauna am fost un om politic care a avut niște principii pe care și le-a respectat și am pus mai presus întotdeauna interesul clujenilor decât interesul partidului, să spun. Asta și era motivul pentru care niciodată nu mi se spunea să votez într-un anumit mod sau să ies să spun ceva, pentru că se știa că nu ține. În Parlament e puțin mai greu.
e mai complicat în Parlament. La un moment dat, în momentul în care am ajuns acolo, simțeam că parcă aveam o putere mai mare din punct de vedere politic și puteam să fac mai mult pentru clujeni în Consiliul Local, în sprijinul lor, să-i apăr de, în momentul în care le erau încălcate drepturile. În Parlament e puțin mai greu. Și știți, mă întrebam, oare ce s-ar întâmpla dacă un om politic ar ieși, ar spune anumite lucruri și partidul respectiv, au fost cazuri, sau ar vota împotriva proiectului unui partid, așa cum i s-a întâmplat lui Mircea Giurgiu, de exemplu, când cred că a fost printre puținii din Partidul Democrat care au votat împotriva tăierii salariilor cu 25% și a fost dat afară din partid. Ei, n-a intrat în Parlament, pentru că societatea civilă nu empatizează cu omul politic care la un moment dat nu neapărat că se întoarce împotriva partidului, dar are niște principii și conform principiilor lui spune, domnule, e gata, până aici. Am înțeles că este interesul partidului să facem nu știu ce, dar mă gândesc că interesul cetățeanului care a votat partidul meu și implicit pe mine, discutând pe mine ca un politic, sigur, nu pe mine personal, interesul acelui cetățean este altul. Și te trezești că ești dat afară din partid. Lumea zice, bă, ce bine a făcut X sau Y că le-a spus și da, dar nu a fost de partea noastră, dar peste 3-4 ani, dacă te vei duce independent, ca să nu intri în altă formațiune politică și să te facă lumea traseist, veți vedea că n-ai nicio șansă să câștigi alegerile ca independent. Și atunci ne învârtim într-un cerc vicios. De multe ori accept să stai gândindu-te că poate reușești să faci, nu neapărat cât ți-ai propus, dar poate reușești să faci mai mult într-un sistem politic, în interiorul unui sistem politic, decât în afara lui. Și, a fi într-un partid politic, înțeleg doamna Cătăniciu, că înseamnă a rămâne predat partidului, a nu-ți mai păstra niciun rest de libertate cu care să te prezinți în fața cetățeanului eluia care te-a votat, să-i spui, uite, mi-am păstrat restul ăsta de libertate în raport cu partidul ca să-ți exprim interesele acolo. Nu reușesc să fac lucrul ăsta, nu știu, mă întreb la ședințe dacă faceți sau întâlniri dacă mai faceți în colegiul din care ați plecat ca și deputat. Le spuneți lucrurile astea și le spuneți, oameni buni, sunt aproape neputincioasă. Ceea ce am crezut că aș putea să fac pentru voi mi-e aproape imposibil. Nu să stai 4 ani de zile să spui, băi, acum hai să le mai spun o poveste de dragoste, să-i mai seduc o dată, să mai votez o dată și o mai vedea noi. Am avut o chestie de conștiință, am avut nu știu, întâlniri acum, cu oamenii și într-o altă formă le-am explicat acest lucru. De altfel le spun și colegilor în cadrul partidului la ședințe. Ăsta este și motivul pentru care nu cred că sunt o persoană, o colegă, un coleg foarte, foarte agreat. Pentru că, să știți, atunci se va schimba ceva în țara asta când oamenii politici se vor schimba, când partidele se vor schimba și când vor înțelege că au obligația să pună într-o funcție, chiar dacă dorești să schimbi politic un director, care tot politic a fost pus. Te gândești că ai obligația să pui în acea funcție un om care știe ce se întâmplă. Un om care înțelege ce înseamnă managementul unei funcții de conducere a unei instituții. Pentru că dacă noi, partidele politice, nu punem în funcție decât oameni care își asumă riscul unei semnături, domnul Criste, și nu merg mai departe, care își asumă riscul unei semnături pentru un anumit act, atunci este foarte grav și România asta nu mai are nicio șansă. Vreau să vă spun că pot să termin 5 facultăți, pot să termin Harvardul sau orice facultate care îți dă o competență deosebită, n-ai nicio șansă într-un partid dacă nu ești susținut și dacă nu ești omul cuiva. Să știți lucrul acesta. E foarte grav ce ne spuneți. Este foarte grav. Adică dacă vine și spune un om politic treaba asta, cum din se păcate, confirmă din păcate, cumva o credință a cetățeanului, însă, cum să spun eu, te aștepți parcă să din zona asta să mai vină o leacă de speranță, de doi bani speranță.
să spui, băi, oi fi crezând eu că sunt niște neputincioși, niște răuvoitori, niște incompetenți, dar cine știe, poate printre ei se strecoară și o șopârlă, o minte luminată, care să... Nu, stați asta... puțin, și care să aibă la un moment dat posibilitatea să schimbe la față țara asta, cumva. Ori mă gândesc că structura asta, piramida asta, dacă pornește pe principiul ăsta să construiesc de aici, de la vârf în jos și îmi pun niște picioare în teritoriu, niște picioare de lut care îmi stau la dispoziție atâta vreme cât vreau eu și nu mă interesează musai competențele cât obediența, faptul că mă țin pe umerii lor acolo în teritoriu. Păi să știți că, în general, în partidele politice, cu cât ești mai obedient, cu atât ești mai bun. Și vreau să vă dau un exemplu, apropo, de ceea ce s-a întâmplat mai nou în partidul, mai nou, ieri, parcă au avut, ieri sau alaltă, ieri au avut alegeri în Partidul Democrat la Cluj-Napoca. S-a ales președintele filialei Cluj-Napoca, o funcție foarte importantă. Păi nu vă supărați, eu mă așteptam să fie promovat și o spun chiar cu simpatie față de un om politic care este adversar al meu și care a dovedit că a făcut ceva pentru Cluj. Pentru că dacă ne înjurăm doar reciproc și nu ne recunoaștem meritele atunci când ele există chiar la un adversar politic, înseamnă că nu merităm să facem politică. Cei din Partidul Democrat au un om care chiar a dovedit în Cluj, Alin Tișe. A fost președinte de Consiliul Județean, a făcut ceva pentru județul ăsta, a obținut mai multe voturi în municipiul Cluj-Napoca decât a obținut Emil Boc. Sigur, a pierdut alegerile la Consiliul Județean. Păi eu mă așteptam să îl promoveze cineva, dar nu interesează. În partide nu sunt interesați cei care sunt la un moment dat într-o funcție de conducere să promoveze un om bun și să-și facă o echipă puternică. Pentru că managementul unui partid nu este identic cu managementul unei societăți private. Acolo, cu cât ai o echipă mai puternică, cu atât ești tu ca acționar, ca administrator, ca director mai puternic. Nu, în partid trebuie să ai în jurul tău oamenii cei mai slabi, yes many. Ăia sunt promovați, în primul rând, în funcțiile politice. Cei care nu spun niciodată decât să trăiți șeful, am înțeles șeful. Cei care sunt oameni de bună credință, care îți atrag atenția că poate greșești, că ești om și tu ca președinte de partid, ăia devin persoane, acele persoane devin incomode. Da, n-ai nevoie de oglind să-ți vezi în fiecare zi... N-ai nevoie de astfel de persoane. Neputința, incompetența și lipsa de caracter. Și atunci mă întreb, să știți că de foarte multe ori m-am întrebat, oare ce se va întâmpla cu țara asta noastră? Și mă întreb de ce societatea civilă stă deoparte, atâta cât mai este ea și... M-am întrebat ce i-a determinat pe 5.000, 10.000 de oameni să iasă pentru Roșia Montana. Și am înțeles motivul pentru care au ieșit. Dar m-am întrebat, oare atunci când s-au tăiat salarii, când pensiile bunicilor sau ale părinților au fost în pericol, când vezi în jurul tău că se fură atât de mult... Doamna Cătăniciu, uitați-vă așa. De ce nu te determină astfel de lucruri să ieși în stradă și să protestezi? Pentru că dubiul pe care îl avem asupra politicii e un dubiu care se răsfrânge astăzi asupra toți vectorilor de imagine a României. Uitați-vă așa, ai politica în centru, așa, de aici difuzezi spre mass media, canale de televiziune aservite din start, aservite. Sunt asta patroni. Asta este o altă discuție, sunt, domnul Criste, stați puțin, rolul sunt, presei. Sunt patroni, și... adică acei oameni politici care au prins cheag financiar au spus, băi, îmi fac un instrument media extrem de puternic. Avem trustul Antena 1, da? Avem trustul domnului Ghiță, avem trustul celor de la B1. Toate astea... Am avut trustul Gazeta de Cluj. Care este în continuare toate acestea, ziarul Partidului Democrat. Toate acestea devin instrumente în mâna factorului politic, da? Mai avem de asemenea acea societate civilă care îmi spune e țesătura aia vie a întregii societăți și care ar trebui să o regăsești cam peste tot, din universități în
instituții de, era să zic, de cercetare. Doamne, iartă-mă, suntem în România, care cercetare? În, cam peste tot, da? Ei, și aici, vectorii importanți, să spunem, ai societății civile la un moment dat, intelectuali mai rasați sau nu, dar prin expunere și prin girul pe care l-au dat politicul, au devenit cumva ei săia care dau lumină în societatea românească. S-au aservit și ăia, au devenit parte în niște, adică niște sinecuriști ai puterii, indiferent cine e acea putere. În cine, Doamne iartă-mă, să mai aibă încredere societatea aia? Și să zică, bă, da, în societate civilă și am în frunte, nu știu, vine Andrei Pleșu sau Gabriel Iceanu sau Patapievici sau, bă, nu prea e cum, atâta vreme cât te-ai arondat unor oameni, ai confiscat cumva tot ce însemna zona de elită intelectuală, cumva ai pus panou afară și toată lumea citește aici, locuiește elita intelectuală românească și noi credem că restul de mâna a doua, n-ai intelectuali. Ați văzut intelectual din UBB, de pildă, care să fie ridicați la suprafață, să vină să facă opinie, să fie puși să facă opinie, să li se ceară să facă opinie. De cine? De către cine? De către presă, în general. Nu, pentru că jenează, fac, stânjenesc. Păi l-am văzut pe domnul, l-am văzut pe domnul Marga, un domnul intelectual Marga de excepție, care a fost schimbat și de la un minister și de la Institutul Cultural Român, pentru că probabil a deranjat, a devenit un om incomod, pentru că atunci când ai în spate ceva și nu te duci acolo să te agăți nici de scaun, nici de funcția respectivă, devii incomod. Ești prea liber. Trebuie să atârni de cineva. Ca dacă să n-ai în spate, dacă nu te știe nimeni că ai luat o, măcar o șpăguță mică, dacă n-ai intrat într-un business cu unul din partid, cu cineva, cu doi, trei, să faci ceva, devii incomod, pentru că nu te are nimeni la mână. Oricât de mult ar încerca o televiziune a cuiva sau un trust, un ziar să arunce cu mizerie, tot nu poți să ajungi la parchet. Pentru că nu poți. Că dacă eu n-am luat în viața mea nimic de la nimeni. Eu am fost consilier județean 4 ani de zile, nu m-am dus atât la un primar și, har Domnului, nu este un secret că am făcut politică 5 ani de zile, am fost consilier județean din partea Partidului Democrat. Am plecat de la ei. Le-am spus adevărul despre ei. M-ar fi mâncat, să spun, să folosesc un cuvânt foarte uzual. Foarte uzual. N-au avut ce să-mi facă, pentru că am fost consilier județean, nu m-am dus niciodată la un primar, deși am fost liderul consilierilor județeni și în permanență presa spunea despre mine și despre încă 2-3 colegi din alte partide că eram cei mai activi consilieri și cei mai buni consilieri județeni din 37. Niciodată n-am cerut unui primar să-mi dea un contract de asistență juridică, eram avocat, să-mi dea un primar un metru pătrat, domnul Criste, de teren să-mi concesionez la Băișoara, la Beliș, la nu știu pe unde. Niciodată nu m-am dus să-i spun, știi, te susțin în Consiliul Județean, cum fac alții, să primești nu știu câte miliarde, dar vezi că trebuie să faci cu firma respectivă lucrarea respectivă. Niciodată. Am fost consilier local, mi-am neglijat profesia. N-am făcut niciodată altceva în Consiliul Local decât să urmăresc interesul clujenilor, care, har Domnului, că era călcat în picioare într-o perioadă destul de grea în primăria Clujului. Bun, spuneam că deci toate instrumentele astea... Deci mie n-au ce să-mi facă. Pot să arunce în mine... E adevărat, mă sună mama plângând când citește... Stă acasă, de la 46 de ani este văduvă și stă acasă într-o comună din județul Mureș și vrând nevrând citește. Mai citește presa, mai vede la televizor. Îi spun să stea liniștită că știe ce fel de om sunt și merg mai departe. N-am ce face. Asta este statutul unei persoane publice. Cu cât devii mai puternic și mai independent, cu atât încearcă să te mânjească mai tare. Eu știu un singur lucru. N-am luat de la nimeni nimic. Sunt un om corect, un om onest. Ce scriu ei, treaba lor. Important este că nu mă pot agăța cu nimic. Bun, dar asta înseamnă că nu sunteți după chipul și asemănarea unui model politic care e de Nici succes, nu sunt. Doamna. N-am fost... Pentru că dacă ați fi după, în felul acela, probabil că astăzi ați avea mai mult optimism pe chip și ați spune, n-ați spune, e mizerabilă
clasa politică în România în momentul de față. N-am spus, am spus politică. Păi acum politica cine o face? Iertați-mă. N-am spus clasa politică, pentru că să știți că și în Parlament am colegi care sunt la primul mandat, colegi din Bihor, colegi din Bistrița, am niște colegi extraordinari, buni profesioniști, avocați, ingineri, economiști, oameni care doresc, sunt la primul mandat și doresc să facă ceva pentru țara lor. Nu i-am auzit de un an de zile de când sunt în Parlament niciodată să vină, să vorbească despre hai să facem o șmecherie, să promovăm un proiect de lege. Vă rog să mă credeți, nu mi-am auzit colegii care sunt în jurul meu, câțiva, 10-12 colegi, cu care am reușit să închegăm un grup aici pe zona Ardealului și sper că în scurt timp acest grup să-și facă simțită, doamna Cătăniciu, și acum, prezența și să-și facă auzită vocea în Parlament. Ce îmi spuneți așa seamănă mai curând cu o sectă a politicienilor cinstiți, a politicienilor neinteresați de cum să mai facă un jmen, o șmecherie, să mai tragă un folos de undeva. Să fim sobri și serioși. Nu suntem de o zi de două încât să credem că zmânați toți acolo de interesul ăla de a face mâine ca România să arate mult mai fain, să știți că sunt mai aranjată decât colegii în clipa pe care de față. Eu îi cunosc pentru că, și minte, cu care eu am făcut când echipă. Ești mânat, iertați-mă, când ești mânat de dorința asta, probabil că se și întâmplă lucrurile alea în jur. Adică cetățeanul de acasă vede măcar după 4 ani că da, s-au întâmplat lucruri așa cum ne așteptam să se întâmple. Ori, deocamdată, colegii mei cu care eu fac echipă, cu care am reușit să fac echipă în cadrul Parlamentului, colegii mei liberali, vă spun, din zona Ardealului, sunt niște oameni deosebiți. Luăm o pauză, dragi prieteni de publicitate, ne întoarcem apoi. O să încercăm să vedem dacă societate civilă nu prea avem, așa ca țesătură vie socială, o presă aservită e limpede, nici măcar nu e aservită, e fieful unor partide politice care își fac treaba acolo așa cum doresc. A mai rămas poate din valorile alea pe care le clamăm în general așa în sondaje și mai defilăm cu ele de zilele naționale, a mai rămas biserica. Dacă mai e o instituție care poate să încurajeze, nu știu, să mai ridice din marasm starea de spirit a românilor. În câteva clipe ne întoarcem. Ne-am întors, oameni buni, alături de mine doamna Steluța Cătăniciu, deputat PNL. Continuăm discuția despre politica românească, despre în cine ar putea să mai aibă încredere societatea românească, cetățeanul de rând, care, așa cum spuneam, i s-au cam furat, nu știu, câțiva dintre pilonii importanți din viața lui, și anume încrederea în politică, încrederea în presă, încrederea în societatea civilă, asta nici n-a apucat să încolțească pentru că a înghețat în iarna din 90. A rămas armata, care e așa o chestie abstractă, nu știm când avem nevoie de ea, dacă avem nevoie de ea întotdeauna, a rămas biserica. Ideea de armată, pentru că este politizată, a fost politizată excesiv și armata. Cel puțin după câte văd eu și după câte înțeleg eu. Aici e foarte grav, adică să pui strategi. Până la urmă, oamenii aia, cum să zic eu, chiar ar trebui să pui oamenii cei mai competenți, zic eu, în zona armatei, pentru că lucrez cu elemente de securitate, de siguranță națională. Dar apropo de competență, știți, mă gândeam de foarte multe ori când aud, ba oameni politici, ba oameni din presă, care blamează în permanență instituțiile statului și spun că managementul public nu este un management performant. O instituție, orice director, dacă este director la o instituție publică, din start omul ăla este, poți să spui că este nepregătit sau habar n-are, deși foarte mulți, din păcate, sunt în situația asta. Păi ăsta este motivul pentru care managementul unei instituții publice este neperformant. Pe de o parte, pentru că partidele politice își pun oameni care, repet, și mi-asum ce spun, oameni care își asumă riscul unor semnături, iar pe de altă parte este neperformant pentru că este căpușat de firme private care trăiesc de pe spatele acestor instituții publice. Și atunci
Îmi aduc aminte când s-a discutat foarte mult despre RADP, că nu e management performant. Păi RADP-ul ăsta, an de zile, de prin 2000, a început să nu mai producă nimic, deși era cea mai mare regie a domeniului public. Regia aceasta a domeniului public, în care Consiliul Local era acționar, făcea drumurile în Cluj, se ocupa de spațiu verde. Totul era... Făcea drumurile la modul că asfaltat, făcea modurile la modul că... De... Exact, îmi aduc aminte că eram consilier județean prin 2005 și directorul de la RADPP, Regia Domeniului Public și Privat a Consiliului Județean, îmi povestea, spunea, doamna Cătăinciu, să mergeți de la podul care din Mărăști, de la sensul acela mare giratoriu, podul din Mărăști, să mergeți 2-3 km să vedeți că de 10 ani de zile drumul ăla este făcut de RADP de prin 1990 și ceva. Și n-are o gaură în el. Iar din momentul în care a început lumea să-și dea seama, lumea politică din primărie, cât de ceva că bună de mulți este acel RADP, și-au venit firmele Rosal, a venit firma Rasimo și s-a externalizat totul. Întreținerea spațiului verde când era făcută de RADP. Vă aduceți aminte, domnul Criste, cum arăta centrul Clujului, rondourile acelea mari de flori superbe, se făcea arhitectură peisagistică, asta făcea RADP-ul. Avea oameni care erau dăruiți pentru așa ceva. Păi după ce a luat Rasimo întreținerea spațiului verde din primărie și dintr-o dată, din pix, dintr-o semnătură a unui om din primăria Cluj-Napoca, Consiliul Local plătea pentru firma Rosal și Rasimo, plăteau de 4 ori cât plăteau RADP-ului, că făcea acea arhitectură peisagistică în Cluj, iar după ce a preluat Rasimo, firma Rasimo, mi-aduc aminte că erau niște flori ofilite, plantate aiurea, pentru care firma aceea privată primea de 4 ori prețul pe care Consiliul Local îl plătea față de regia, de propria regie. Vă dați seama că îi dădeai banii și ți se întorceau banii înapoi. Au încercat să falimenteze regia. Foarte multe lucruri nu s-au spus despre acea regie. S-a scris în presă despre tot felul de minuni, despre management neperformant și așa mai departe. Păi managementul neperformant a fost al consilierilor locali. Acum vă mai spun ceva. Din acea perioadă. Doar să-mi dați voie să-mi închei fraza. Știți care a fost bătălia pentru de ce regia aceea trebuia să fie neperformantă și să fie? Apropo de ceea ce se întâmplă în orașul nostru și în țara noastră. Păi era bătălia pe 40 de hectare. În acea perioadă de boom imobiliar, 40 de hectare, în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, unde era pepiniera Beca, și acolo în spatele, în zona Selgrosului. Vă dați seama ce avere era acolo? Acesta este motivul pentru care s-a dorit... Ce s-a întâmplat cu cele 40 de hectare? Ce s-a întâmplat cu cele 40 de hectare? La ora aceasta sunt în continuare în patrimoniul patrimoniul regiei, pentru că aveau nevoie de hotărâre de guvern. Până la urmă nu s-a emis acea hotărâre de guvern, era premierul Tăriceanu, atunci nu s-a emis acea hotărâre și regia a început să fie pusă pe picioare. Ați spus de management neperformant în regii de stat. Haideți să luăm o altă regie, cea de termoficare, bună oară. Românul astăzi în Cluj, de pildă, plătește o factură la agentul termic, da? Vine pe un apartament 3,5 milioane, să spunem, factura, da? Din acea factură, jumătate e subvenționat de primăria municipiului Cluj-Napoca, da? Asta înseamnă că acea factură ar fi trebuit să fie de 7 milioane de RON. Vecinul celui care încă e la termoficare branșat plătește pe același apartament tot 3,5 milioane, să spunem, da? Însă nu e subvenționată căldura din nici nu are pierderile celui care nu este de branșat. Stați puțin, dar înțelegeți că e firesc, e natural, e normal să întreții o regie care
Alminter scoate caloria la gigacaloria la, mă rog, gigacaloria, scoate factura aia la 7 milioane dacă n-ar fi subvenționată de către administrația locală, iar cel care și-a pus propria centrală să plătească un preț la jumătate, e performantă regia aia ca să o ții în picioare? E un, dar putem vorbi și de ratul, dacă performant, doriți, de abonamentele. Despre toate, e performant să plătești o 13 milioane de euro în fiecare an subvenții la căldură dintr-o primărie? Cu 13 milioane de euro, doamna Cătăniciu, poți să faci vreo 700 de apartamente de 50 de metri pătrați fiecare. Într-un an. Înmulțiți cu 5 ani, cu 10 ani și 7.000 de locuințe, nu știu, sociale. Poate să facă din Cluj azil, dacă dorește. Azil social, da? Sunt bani care se duc înspre, nu știu, din punctul meu de vedere e o mită, e o șpagă electorală ordinară, pe față. Mai adaugi subvenția pentru transportul în comun, cu acele gratuități, hai să ne plimbăm toată ziua, și se adună undeva la 20 ceva de milioane de euro în fiecare an. Imaginați-vă ce am putea face cu 20 de milioane de euro în fiecare an. Mă gândesc la școli, la spitale, la lucruri dintre alea care sunt în... Domnul Cristea, asta au vrut clujenii de fiecare dată. Cine spune asta? Asta au vrut clujenii. Au vrut... Asta vine în oferta, în oferta nu, unui politic, doamna Cătăniciu. Păi ce puteai să faci politic într-o primărie, cum era primăria Cluj-Napoca și într-un consiliu local în care Partidul Democrat Emil Boc și după aceea Sorin Apostu într-un consiliu local aveau 16 consilieri. Bun, sunt cu DMR-ul aveau 21. Eram 3 consilieri de la PNL și 3 consilieri de la PSD, iar de câte ori erau discuții în Consiliul Local, pentru că vă dați seama că erau discuții și multe din discuțiile și multe din acuzele din Consiliul Local până la urmă s-au adeverit a fi fondate. Toate discuțiile erau, orice se discuta pe Consiliul Local, se discuta cu argumente juridice, economice și din partea noastră a liberalilor și din partea celor din Partidul Social Democrat și degeaba discutam a doua zi, știți ce citeam în ziarele din Cluj? Scandal în Consiliul Local. Cătăniciu a făcut scandal. În următoarea ședință de Consiliul Local nu mai vorbeam nimic. Și primeam SMS-uri de la colegii din presă. Doamna Cătăniciu, spuneți ceva, că n-avem ce scrie. Odată nu am văzut în 4 ani de zile să fie redat exact ce s-a întâmplat în Consiliul Local. Discuția care a avut loc în Consiliul Local. Că s-a discutat... Au înțeles perfect. Ei n-aveau nicio, nu, ei n-aveau nicio vină. Credeți că un jurnalistul care vine la ședința de Consiliul Local și care stă 5-6 ore acolo și care de multe ori e de foarte bună credință, credeți că el face politica trustului, domnul Criste? Nu. Și spuneau oamenii, domnule, am dat alt titlu. A doua zi în ziar era titlul schimbat. Din păcate, dacă mergem în continuare și suntem ipocriți și nu realizăm cât de mult bine ar putea să facă presa românească, pentru că ori eu nu vreau să blamez presa și nu m-am judecat decât o singură dată cu niște oameni care s-au dovedit a fi niște șantajiști și care la această oră sunt trimiși în judecată pentru constituire, pentru șantaj și constituire de grup infracțional. Și discutăm de Gazeta de Cluj, știe toată lumea, din păcate mulți dintre noi am uitat. Ce vremuri am trăit în acea perioadă. Erau oameni în Cluj care spuneau, mi-era groază să mă trezesc dimineața să deschid internetul sau să mă uit să iau ziarul. Oameni de bună credință. Despre familiile lor ce se scria. De 7 ani de zile se judecă, s-a strămutat la tribunalul Brăila acel dosar și am văzut ziariștii de la Trustul Gazeta care vorbeau despre o persoană sau alta din publică, din Cluj, că și-a amânat procesul o lună de zile. Păi bă, frate, tu ți-ai amânat procesul de 7 ani de zile, ți amâni procesul în continuu până când probabil se va prescrie, dar nu aici e problema, asta vreau să vă spun. E problema lor. N-au decât să-și dovedească, dacă se consideră nevinovat, să-și dovedească nevinovăția în instanță. Problema este alta. Că presa românească ar putea să facă atât de mult bine, pentru că eu asta vreau să vă spun. Eu nu m-am judecat niciodată și a scris har Domnului presa despre mine și de bine și
ce au înțeles ei, vorba dumneavoastră, în Consiliul Local. Niciodată. Și pe mai mulți de jumătate dintre ei am asistat în procese civile sau penale în tribunal și am fost alături de oamenii din presă cu orice problemă au avut. Nu, problema este că facem foarte mult rău prin modul în care prezentăm ceea ce se întâmplă. Pentru că presa dintr-un politician bun face un politician rău și dintr-unul rău și corupt îl albește, că nici nu-ți vine să crezi, deși știi exact ce a făcut și cum a făcut. Asta este problema. Politică îndoielnică, presă îndoielnică, societate civilă îndoielnică. Și mă gândesc îndoielnică. Lumea, nu știu dacă e îndoielnică, e aproape, păi e aproape inexistentă. Păi mă îndoiesc de existența ei, dacă îmi permiteți. Da? Să revenim un pic la biserică. Spunea Victor Ponta astăzi prezent la Cluj, la inaugurarea campusului teologic ortodox, că guvernul trebuie să fie și ar trebui să fie toate guvernele întotdeauna alături de proiecte importante ale bisericii, pentru că biserica în cele din urmă ne va ierta relele, greșelile pe care le-am făcut. Toți sperăm Dumnezeu iartă, știți, toți nu biserica iartă. Toți ne rugăm la Dumnezeu să ne ierte, pentru că nu cred că există om care să nu aibă cel puțin un păcat, mai mare sau mai mic. Apropo de ce s-a întâmplat astăzi... Și biserica, să știți că am fost foarte dezamăgită, inclusiv de modul în care clujenii s-au manifestat. Au huiduit... Acum, ce să vă spun? Sigur, este dreptul societății civile și al oamenilor să se manifeste cum doresc. Dar eu nu cred în coincidențe. Eu nu cred că acolo au fost clujenii care n-au făcut parte dintr-un anumit partid. Pentru că dacă Partidul Democrat a făcut un meeting astăzi în fața prefecturii, să știți că eu nu cred că a fost coincidență în fața bisericii să fie huiduit primul ministru. Eu cred că românii sunt oameni cu frică de Dumnezeu și oameni credincioși și nu cred că într-o zi specială, cum a fost ziua de Sfântul Nicolae, clujenii s-ar fi dus să protesteze. Și mi-amintesc, știți de ce vă spun lucrul acesta? Că mi-amintesc de un alt protest al clujenilor atunci când s-a inaugurat pista pe... Aeroport, da. Și l-am văzut pe președintele, domnul Gabor Augustin, președintele organizației de pensionari din Partidul Democrat, l-am văzut că era cel care conducea... Meeting-ul anti-Uioreanu, Ponta, anti-Antonescu, au fost cei care l-au huiduit. Vedeți până unde mergem. Și ceea ce se întâmplă la nivel local, se întâmplă la nivel național și ce este cel mai grav, că se întâmplă la nivelul Europei, europarlamentarii Partidului Democrat în frunte cu Monica Macovei, un om care cred că atât de mult rău a făcut României, mai mult rău decât oricine din țara asta. Merg la Bruxelles și spun doar mizerii și doar minciuni despre țara noastră. Nu ne mai pasă cum suntem văzuți de cei din Europa. Ne pasă doar să-i blamăm pe cei care sunt la putere și care sunt adversarii noștri politici. Este un lucru îngrozitor, să știți. Și chiar ne spuneam, am fost la Bruxelles și m-am întâlnit cu Renate Weber. Sigur, este un europarlamentar liberal, dar este totuși un om care a provenit din societatea civilă și un profesionist, un om respectat și exact asta ne spunea. Este incredibil, ne trag de mână că europarlamentari din alte țări și ne spun, fraților, cum puteți să vă discreditați într-un asemenea hal țara voastră? Și uitați-vă ce se întâmplă acum mai nou. Vedem retrocedări, zeci de milioane plătite de euro, plătite pentru un teren care s-a retrocedat într-o săptămână, că vedem ce se întâmplă, presa spune, și lucrurilor pe nume. Și cred că în final este mai bună decât clasa politică, așa cum este ea, cel puțin are alt rol.
cel puțin de a ne ține treji pe noi și de a face publice unele lucruri, chiar dacă, să spun eu, chiar dacă sunt și derapaje. Dar are rolul ei foarte important și eu mi-aș dori să fie puțin mai conștientă de acest rol și să fie puțin ziariști, puțin mai patrioți. Dar este, cum să vă spun, este incredibil ce se întâmplă la această oră, cât de mult ne defăimăm și am ajuns o țară de incompatibili. Este plină România asta, am văzut înainte, acum un an, doi, ce se întâmplă cât s-a furat în țară și am ajuns ca Agenția Națională de Integritate, pe care eu mi-o doresc să existe, să existe o agenție puternică și le-am spus colegilor, atunci va fi agenția asta și atunci voi crede eu că este puternică, atunci când va funcționa exact cum funcționează DNA-ul, cum funcționează o structură instituțională cu structuri cel puțin regionale, pentru că nu se poate să ai 20 de oameni la București și tu să-l iei pe X sau pe Y din 100 sau din 1000 dintr-un județ, că nu mai poți fi credibil. Da, dacă într-adevăr vrei să lupți împotriva corupției, caută oamenii pe care îi vezi de azi pe mâine cum s-au îmbogățit. Nu transforma țara asta într-o țară de incompatibili, că îl faci pe un primar căruia legea 215 îi permite și îl obligă să reprezinte primăria și Consiliul Local, municipalitatea pe care el o conduce, într-o anumită structură a primăriei sau a Consiliului Local, fără să ia niciun leu, și tu vii după aceea, după un an, doi, și nu corelezi o lege și tu îi spui că primarul ăla este incompatibil. Vi se pare normal? Păi asta se dorește, de fapt. Și mă gândesc, vă rog să mă credeți, mă gândesc cine vrea o Românie în genunchi. Pentru că la această oră, inclusiv pentru ceea ce se întâmplă cu aceste incompatibilități ale primarilor, România este în genunchi. Acum, și mă gândesc cui folosește. Am pornit de la... În niciun caz nouă, de la în afara de biserică, țării. Doamna Cătăniciu, biserica ar trebui să-și dorească un popor în genunchi, măcar duminica sau 5 minute în fiecare zi, rugându-se la cel de sus să le dea lumină, să le dea putere de a merge mai departe și cu spor de asemenea. Însă totuși cred că biserica ar trebui să-și dorească un popor în picioare. Acum, vă întreb... În picioare și cu fruntea și sus. Și cu fruntea sus. În ce măsură credeți că biserica și ea își face mandatul sau nu și-l face așa cum ar trebui să și-l facă? Mă refer la, doar pornind de la acel imn național care te mână și îți spune preoți cu crucea în frunte că cioasta e creștină. Avem roșii montane, avem gaze de șist, avem tot felul de... ne vindem pământurile. Eu n-am auzit, vă spun sincer, dinspre Patriarhia Română să vorbească pe șleau direct, să spună, oameni buni, nu vă mai vindeți pământurile, nu știu, să ne dea o circulară, să spun așa, duminică, în toate bisericile din România, se vorbește despre a păstra glia strămoșească sfântă pe care a curs sânge. Noi avem niște valori, adică le promovăm în biserică în general. Dar uite că nu facem dimensiunea asta completă, nu-i dăm act, nu-i dăm realitate. Să știți că pe mine personal, nu știu, n-am discutat cu alți colegi această problemă, dar pe mine personal Patriarhia m-a dezamăgit foarte mult că în acel proiect pentru care oamenii au ieșit afară, Roșia Montana, eu n-am văzut, aș fi așteptat din partea Patriarhiei să aibă altă poziție, pentru că acolo au fost mii de oameni care au ieșit. Dar sunt și mii de oameni în biserici, zeci de mii de oameni în biserici, poate un milion de oameni în biserică, duminica, în toată biserica din România. Ar însemna, de asemenea, o circulară care pleacă din Patriarhia Română și se citește în același zi, în aceeași zi, în toate bisericile din România. Asta înseamnă să generezi punct de vedere, să generezi o opinie pe care credincioșii care vin la biserică, nu toți, desigur, parte din ei ar îmbrățișa-o. Așa se face, din punctul meu de vedere, misia până la capăt. Nu, dând un comunicat de presă cu 10 ani, îmi spunea purtătorul de cuvânt de la Patriarhie la un moment dat, că i-au spus care e punctul lor de vedere, prin urmă ce să mai facă, de iasă afară, e frig afară acum, să ne plimbăm prin... E o dezamăgire, într-adevăr, și asta. Poate că toate instituțiile, căs ele clericale, căs ele politice, de presă, și mai departe, ar trebui să-și reconfigureze puțin traseul, să zicem așa. Să știți că, nu știu, oare mai avem timp? Nu mai avem să, timp. Nu mai avem timp. Am vrut să vă fac o destăinuire.
apropo de sprijinul pe care mie biserica, poate e prea mult spus biserica, pe care eu l-am simțit că l-am avut atunci când am câștigat mandatul, pentru că de multe ori mă gândesc și vorbesc cu cei din familia mea că Dumnezeu m-a ajutat foarte mult atunci când am câștigat mandatul pe Colegiul 2. Poate într-o altă emisiune o să vă spun ce s-a întâmplat. Așa, în final, deși cred că ar fi trebuit să spun la începutul emisiunii, m-ați luat un pic, am intrat așa în... Abrupt. Foarte puternic în problemele naționale și locale, dar cred că cei care ne privesc și clujenii, cred că tuturor celor care poartă numele de Nicolae, de Nicoleta, toate derivatele, toate derivatele din acestui sfânt atât de iubit și de îndrăgit, cred că merită să le spunem la mulți ani și să le dorim sărbători fericite. Mulțumesc foarte mult, doamna Cătăliciu. Și eu vă mulțumesc oricând, domnul Cristea. Vă mulțumesc celor de acasă, mă alătur și eu urării făcute de doamna Cătăliciu. La mulți ani tuturor, Doamne ajută!